Reprezentanța ai proprietarilor de pădure, ai obștei moșnenilor, ai administrației locale din Lereș, Valea Mare, Rucăr și ai ocolului Silvi și jandarmeriei au participat în sala de consiliu a primăriei din Lereș la prezentarea proiectului pe fonduri europene, elaborarea planului de management al ariei naturale protejate Râul Târgului, Argeșel, Râușor. Situl Natura 2000 reprezintă o arie protejată unde toți cei care își desfășoară aici activitatea au datoria de a ocroti pădurile, fauna acvatică, flora și animalele. Despre implementarea acestui proiect a vorbit Daniel Bucur, cel care se ocupă de ducerea la bun sfârșit a acestuia. Este un proiect care cuprinde o serie de activități, începând de la inventarierea și evaluarea stării de conservare a speciilor și habitatelor pentru care a fost constituit acest sit Natura 2000, dar informațiile acestea ne vor ajuta ca ulterior să luăm cele mai bune decizii pentru măsurile de conservare de aici din sit, în participare cu factorii de interes, cu comunitățile locale, pentru că dânșii sunt primii care vor fi beneficiarii acestui proiect și își desfășoară activitățile în acest sit și trebuie ținut cont de doleanțele lor, de nevoile lor și, bineînțeles, de planurile de dezvoltare ale dânșilor. Proiectul se află în plină desfășurare, a început în anul 2017 și va fi finalizat în noiembrie 2018. Acesta costă 2 milioane de lei și va cuprinde mai multe etape, cum ar fi inventarierea speciilor de animale, a faunei, conservarea și împădurirea zonelor defrișate, precum și informarea tuturor celor implicați în activitățile care se desfășoară în situl Natura 2000. Cel de-al doilea proiect, care s-a încheiat, dar a fost prelungit, se referă la reconstrucția naturală a cursului superior de pe râul Dâmbovița. Aici s-au făcut mai multe lucrări, cum ar fi împăduriri, protejarea albiei râurilor, a faunei sălbatice și acvatice. Trebuie să menționez că e vorba de mii de suprafețe de probă făcute pe toate aceste coaste, în care practic am analizat câți puieți viabili din speciile forestiere există după aceste tăieri. Și procentele care existau erau între 16% și maxim 30% de puieți din regiunea naturală. Deci, practic, aceste suprafețe părăsite în urma tăierilor numai ca o medie, maxim 20% erau regenerate natural. Și atunci am intervenit cu puieți prin plantare, în principal. O parte din puieți am creat în pepinierele proprii, din cauza că nu am avut capacitate să acoperim asemenea cantități. Practic am și achiziționat puieți de la producători specializați, în așa fel încât în acești ani, deci din 2013 până în 2017 în toamnă, am reușit să plantăm peste 300 de hectare, ceea ce înseamnă peste 1.300.000 de puieți plantați, cum vă spuneam, în special din specii fag, brad, paltin, molid, acolo unde este locul lui, pentru că în zonele peste 1.600 de metri altitudine, sigur că molidul era la casă și acolo trebuie plantat molid și nu altceva. Cele două proiecte au fost implementate de Fundația Conservation Carpatia. Aceasta are în vedere accesarea de alte fonduri europene pentru a derula în zona de nord a Mușcelului și alte proiecte. Toate acestea vin în sprijinul protecției naturii și implicit a dezvoltării turismului în această zonă.